Salutare tuturor și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod de Minecraft cu Ase aici din nou pe acest minunat server, oameni buni. Bună ziua, băieți! La mine este primul episod, fraților. Astăzi ne aflăm pe serverul play.pixelcraft.ro. Jos în descriere o să găsiți IP-ul de la server și precum o să găsiți și canalul lui Same. Dar înainte ca toată nebunia asta să înceapă, vă aș ruga pe fiecare parte să apăsați butonul de like. Cred că deja știți ce aveți de făcut. Aveți 5 secunde pentru a apăsa pe butonul acela. 5... 4, 3, 2, 1 și chiar acum trebuie să dați like și la mine și la Same. Same, spune-ne ce o să facem astăzi pe play.pixelcraft.ro. Păi fii atent, ce avem de făcut astăzi, în primul rând trebuie să omori zombie-ul ăsta că e nervat. Creeper. Băi, ești prost, nu a explodat, nu cred. Deci, oameni buni, practic astăzi o să trebuiască să facem o casă în pământ. N-are de gând asta să... Așa, Doamne ajută, bun. Deci o să trebuiască fiecare dintre noi să facă câte o casă în pământ. Și, na, practic episodul trecut am făcut această minunată casă și astea au făcut o casă normală. Da, o să vă arăt și aici zis... la mine pe episod casa pentru că... Am zis că în episodul ăsta să facem amândoi același tip de casă. Adică amândoi o să trebuiască să facem o casă în pământ și să vedem cui iese mai bine. Avem și câteva chei aici pe care o să mergem acum la spawn să vedem ce reușim să primim din cheile astea. Dacă vreți să luați și voi niște chei de genul ăsta, scrieți slash vote, votați serverul practic și primiți o minunată cheie. Deci mai aici exact astea. Primiți băi, niște iteme gratis. Ai gen să alegi ce e asta? Na, stai să văd. Super, și ce am primit? Stai. Bine, soi că am primit ceva, ești prost? Trebuie să alegi, bă, un chest ceva. Am venit la mine în chest să-mi pun astea, itemele ce le aveam. Pentru că câteva mi-ai furat, un nenorocitule. Mamă, câte chestii primesc, ești prost? Doamne, am 8 diamante și am o grămadă de blocuri. Ia să zi. Stai, unde sunt? A, uite-le aici, am și eu, am 18. Slash warp crates. Nu? Slash spawn. Mm-hmm. Opa, sorry. Ia să văd. Eu sunt aici, deschid astea, bă. Unde, că vin și eu. Dă-i slash spawn. Te văd. Vino aici, fii atent. Dai click dreapta și alegi câteva chesturi. Și gen, nu, spică chestii. Wow. Ia să văd. The fuck? Uite, am primit iară ceva blocuri. Nu, stai să văd. Eu am primit 64 de gold. Bă, deja-s full în inventar. Mamă, bă, ești nebun? Tu știi câte chestii am deja în inventar, ești nebun? Deci chiar merită să votați aici, oameni buni, primiți chiar o grămadă de chestii. Dar bun, fii atent. Ia uite câte chestii am primit, bă, ești nebun? Ai primit ceva artificii, nu? Sau? Nu știu ce am primit. Stai că mai am două de-astea de deschis. Mai luat deci ceva blocuri. Deja nu mai am loc în inventar, ești nebun? Deci atâtea chestii primesc aici. Aha, e și ultima cheie, oameni buni. Să vedem ce naiba mai primit de aici. Eu mai am 19 vote key-uri din astea. Eu am terminat, hai că mă duc până acasă, îmi pun astea și termină și tu și hai să ne apucăm de casa asta. Adică, na, bine, tu de casa ta și eu de casa mea. Și am o lamă aici, ești prost, afară. Primul lucru pe care trebuie să facem mai buni, să fac aici mai multe chesturi, că nu e loc în casa asta, efectiv. Păi și tu ce vrei să faci mai exact, să-i o bază ascunsă, gen? Ceva de genul? Da. O casă în pământ îți faci. Perfect. Ok, hai că eu mi-am lăsat aici ceva. Blocurile de emerald erau, cum îi spune... Ce? Îți protecțiile? Protecția, da. Aia am vrut să da. Ok, perfect. Da, aia e protecția. Mamă, ce armură am aici, ești prost de titan, kit de titan. Hai de capul meu. Și am o grămadă de blocuri. Nu știu, mamă, câte protecții am, ești prost. Eu nici nu știu de unde să încep casa. Are ce, trebuie neapărat în pământ. Poți să mi-o fac și în munte, gen cum o ai tu? Pe asta da. Prima? Da. Ok. Ok, și eu mă apuc aici, eu deja știu pe unde vreau să-mi fac casa. Prin partea asta oameni buni, era un loc destul de interesant. Bă, cum e kitul ăsta de titan, ești nebun? Ești nebun, păi curăț tot aici, fără nicio problemă. Na, bun, și de aici oameni buni o să începem să săpăm așa frumos în jos. Și o să facem o mică căsuță. Mamă, cum sparge târnăcopul ăsta, ești da, prost. Da, aia zic. Ești cam hack, jur. Hai de cap, bă. Deci cu ăsta nici nu ne chinuim oameni buni. Ne facem aici bloc în 2 secunde. Și o să începem să punem ceva blocuri, să vedem cum... Ah, și sus stați așa, că am o idee cum să intri în casa asta. Stai. Pe lângă toate astea, eu o să-mi pun niște blocuri de emerald pe aici, în caz de...
Bă, eu încă nu. Iar o venit, mă, un creeper, da. Stai acolo. Bă! Băi, nebunie să iei cu trânocopul ăsta, sincer. Bă, cu toate mă itemele astea ești prost. Îți prea OP, efectiv, oameni buni. Ok, stai așa. Nu știu aici. Hai să punem niște torțe pe ei să nu se spawneze nesimțiți. O să fac un crafting, oameni buni, și cred că mai au niște lemn de aici. Oh, de, bă, cu itemele astea chiar pare prea ciudat, ești nebun prea ușor. Și da, fraților, și voi vă puteți cumpăra kitul. Nu, iar. O să aveți site-ul bă, jos. Bă, dar creeperii nu explodează. E, nu explodează, nu știi tu. Nu stai. N-a-stai. Nu, chiar nu explodează, efectiv nu explodează. Stau lângă el acum și nu explodează. Asta e super bine. Bă, uite, altul. Bă, dar câți mai vin? Bă, să știi că e foarte pe chestia asta dacă nu explodează creeperii pe server. Da, că nu mai ai probleme cu ei. Mm. Și poți să le iei și capetele, lejer. Ia stai, dăm aici. Să ne setăm casa, oameni buni, și numai bine. După aia nu mai avem nicio problemă ca să urcăm, practic, doar creăm slash home. Și gata, oameni buni, suntem spawnați aici și așa, aici și sus. De ce să iau? Stai că am venit după ceva să iau, deci din cufăr și nu găsesc ce voiam să iau, sincer. Bă, cred că o să fac camera asta un pic mai mare, dacă tot avem târnăcopul ăsta. Și o să încerc să-i fac un pic de design aici, să arate. Sincer, să fiu cu tine, same. Mi-am luat un diamond shovel din ăsta, normal, că ăla e prea OP. Aha, serios? Da. Hai de cap, bă. Bă, eu îl țin încă pe ăsta, că parcă totuși își face treaba. Deși da, e prea OP, efectiv. Nu pot să, și acum am nevoie să sparg gen loculețe mici, cum ar veni. Da, te înțeleg. Bun, să zicem că o să faci ceva de genul ăsta mai bun. Mai mergem un bloc în jos, în fiecare direcție. Și pe aici o să ne punem să facem practic podeaua și toate astea pe care habar n-am. Cred că o să folosim niște blocuri de astea și cred că o să folosim și blocuri de diamant dacă tot avem atâtea diamante. Da, și eu am o grămadă de diamante. O să folosesc și eu blocuri de diamante, same. Mă bucur. Hai că sunt chiar curios acum ce casă o să faci tu. Deci, oare să punem ăsta ca podea? Bă, eu zic că arată destul de interesant, oameni buni, așa că folosim ăsta, să zicem așa. Plus că trebuie să ne și grăbim, să terminăm, trebuie să terminăm toată casa în episodul ăsta, ca să știi. Asta e. Da, știu, m-am prins. Opa, de ce am făcut chestia asta? Oh my god. A, dar, bă, de fapt, chiar reușim să terminăm ușor, ce mai... Stai așa, fac, bun. Eu aproape am terminat podeaua și deja arată super tare aici, ești nebun. Am folosit gen blocurile alea roșii. Eu fac o, gen cum ar veni, o scorbură de hobbit. Mai știi cum făceam eu pe SMP-ul? Da, înainte? Da, știu. Știu foarte bine asta, că mereu îți făceai aceeași casă. Păi, na. Dacă mi-a plăcut foarte mult filmul Hobbit. Pac. Ia zi-mă un serial pe care tu îl recomanzi. Să recomand un serial, sincer. Da. Care ți-a plăcut ție foarte mult? Bă, sunt foarte multe care mi-au plăcut, dar sunt unele, eu m-am uitat la multe seriale în germană și dar nu mai știu cum le zice, știi ce zic? În germană? Da, și nu mai știu cum le zice acum, deci... Na. Uh-huh. Dar stai, mie filmează episod... Da, normal că-mi filmează. Bă, acum asta e, dacă nu-ți filma, nu știu cum să zic, că am mai pățit cu asta. Deci asta nu știu cum reușește să nu dea... Acolo, da, să înceapă registrarea. Vezi că ești nesimțit, că știi de ce s-a întâmplat asta ultima dată, că n-am avut monitor. Bun, nu e ca și cum acum aș avea 14 monitoare. Acum tot unul ai, nu? Da. Bă, nu știu, eu am monitorul ăsta al doilea de, cred că de o lună și ceva, două, cam așa. Și parcă acum înțeleg de ce ziceați că parcă cu două monitoare mai bine, bă, chiar e mai bine, parcă. Nu știu, adică pot să mai... Bine, de fapt, eu al doilea monitor nu prea folosesc acum pentru ceva. Adică când filmez nu e chiar nu știu ce util. Dar, în schimb, dacă fac live și trebuie să văd chat-ul sau și în același timp să pot să țin și jocul pe full screen, pentru că eu înainte efectiv nu trebuia să... Gen, nu puteam să mă joc pe full screen, știi? Mhm. Serios? Dar chiar, tu ții acum jocul pe full screen? Nu. Țin Windows, gen. Dar alte jocuri le ții pe full screen? Da, toate jocurile le țin pe full screen. Uite, de exemplu, eu nu, că m-am obișnuit să nu îl țin pe full screen, efectiv. Păi, dar unde găsesc și eu, dacă nu vă supărați?
Ce cauți? Bă, cum le zice, mă, frunze? A, nu știu. Doamne. Nu-s la bă, shop. Hai că eu am făcut și un pic din pereți, aproape am terminat pe aici. Oh, da. Bine, acum chiar trebuie să facem interiorul astea la casă, deci da. Trebuie să facem niște chestii acolo pe interior. Știu, nu te impacienta. Băi, eu mai am blocuri de-astea. Aoleu, stai așa, stați, oameni buni, că avem o problemă aici, trebuie să intrăm pe shop. Ce? Ce, bă? Nu, eu pe aici probleme cu copaci. Mă cert cu ei. Bravo, să felicitări, ce să zic. Trebuie să mă gândesc ce culori să mai folosesc. Ți-am mai spus odată că mâine dimineață plec în Ungaria? Da? Da. Păi? Mă duc cu un prieten. Să duc pe cineva, gen. Da? Da, sper doar să nu mă oprească ea în carantină acolo, sincer. Da, mă, chiar. Asta ar fi ultima. Pac, pac. Bă, dar parcă nu arată bine, oameni bune, aici mi se pare doar bine că totuși parcă arată un pic ciudat cu blocurile astea. Bine, hai să luăm tot clay din ăla, stați așa un pic, că nu se poate altfel. Deci intrăm din nou pe shop de aici, a? Și uite, avem clay, ok. Ok, ok. Bă, dar n-am culoare de asta. Na, păi atunci o să folosim partea asta, o facem altfel, oameni buni. Mie ce idee mi-a venit să-mi fac la căsuța mea, la căsuța, hai că, căsuță dacă e. Păi, practic e o căsuță așa oarecum, nu? E o scorbură, dracu. Deci nu o numești casă. Nu? Na, bine. Bun, eu oarecum am terminat pe aici cu pereții. Mama, nu, știți ce-mi trebuie, oameni buni, în primul rând, trebuie să arunc chestiile astea, că mă ocupă mult prea mult loc în inventar. Așa, trebuie să intrăm din nou pe shop și să luăm lemn aici, bă, să-mi fac și un chest și chestii. Tu ai început să-ți faci... Nu, eu încă sunt la exterior. La exterior? Da. Aoleu. Păi știi că la mine durează, Sammy. Bun, hai că eu îmi fac niște chesturi. O să... nu știu pe unde să punem chesturile, oameni buni, eventual, cred că... Să punem pe aici câteva chesturi, să zicem așa. Bun, lăsăm toate astea aici, oameni buni, că sunt prea multe, efectiv, ținem prea multe chestii aici. Bă, ok, și acum, dacă tot avem atâția bani astea, o să mă duc eu să-mi cumpăr chestii de pe aici, că totuși... stai așa, mamă, pot să cumpăr direct chesturi. Ender chest, uite, pot să cumpăr un ender chest, sau 10, nu, hai că nu luăm 10, 2 ender chesturi. Sunt suficiente, oameni buni. O să-mi iau... Bă, stai că-s prost. De așa. No, îmi trebuie doar o masă de enșant aici, dacă bă, e. Bă, ce blană arată! What? Da? Da. Hai că-s curios să văd ce ai făcut. Bun, hai să vedem ce mai avem nevoie. Bun, acum am trecut abia la interior, să știi. O să luăm mai multe paturi, oameni buni. 11 paturi aici. Uite, poți să cuperi capete de-astea, bă, de zombie și de schelete și chestii. Bă, ești prost de tare. Ok, și altă chestie, ce mai trebuie păi să cumpărăm? Păi dacă poți să le vinzi, poți să le și cumperi, nu se logică de vânzări. Păi nu știam că poți să le vinzi. Nu am zis eu în episodul tău că, bă, uite ce șmecher că poți să vinzi astea. Na, nu eram atent, asta îmi pare rău. Dar tu niciodată nu ești atent. Eu nu știu cât o să-ți mai accept scuzele astea. E bine. Vremea să ne despărțim, Seim. Ok. A, da? Așa faci. Bă, fii atent, zi-mi de unde au frunze, dacă tot... Bă, sincer? Da. Le iei din pom. Hai de cap, mă știu. N-ai de unde că... să le cumperi. Bine. Eu mă gândeam că pot să le cumpăr, ca să nu mai ies de aici, dar hai că... Ieșim un pic, oameni buni, din mina asta sau ce naiba e aici. Luăm niște frunze de pe aici că trebuie în casă totuși. Parcă arată prea frumos frunzele astea să nu le pui pe acolo undeva. Și ne întoarcem după, bineînțeles. Oh. Așa, perfect. Am primit și un mesaj. Na, bun, deci, coborăm aici. Ce mesaj ai primit? Bă, nu știu, când m-am pus telefonul deoparte acum. Ok. A, am crezut că pe joc, lol. A, nu. Ce?
Ce? Îți dau eu. Ah, ok, stai că eram atent la, la joc, la ce vorbesc cu oamenii aici. Bun. Hai să vedem. Mamă, dar la acoperiș trebuie ceva aici să punem neapărat oameni buni, care arată mult prea dubios. Oare să fac niște... niște slab-uri, ceva ar merge, cred că. Intrăm pe shop din nou oameni buni de aici și... Pac, hai să vedem pac, din blocuri. Pac. Tu mai ai mult? Nu așa mult. Păi? Ah. Că eu mai am. Serios? Păi da, dar eu mai am, eu cred că după ce, dacă termin înaintea ta, mă duc să deschid la spawn din alea. Bun, bun, perfect, perfect. Deci, hai să facem și noi un mic acoperiș aici și oameni buni. Stai să văd dacă arată bine așa. Dacă nu, o să trebuiască să facem o chestie pe aici. Ah, de fapt, hai că nu arată chiar rău. Bun. Acum, dacă stau să mă gândesc, puteam să fac un pic mai mare toată casa asta, dar în fine, e ok și așa, oameni buni. Acum, hai să punem și noi frumos aici, să avem un acoperiș și noi la cap, că totuși arată super dubios momentan. Mamă, și câte de-astea greu să-mi trebuiască. Ok, momentan, ia stai să văd cum arată partea asta. Parcă n-arată rău, ok, bine. Mai punem și partea asta, oameni buni, ca să fie bine totul. Tu cum te descurci acolo cu casa? Ai ajuns la interior? Bă, da, sunt la interior, dacă fac podeaua, să știi. O duc bine. Ah, ok. How about mai am you, să fac friend? Acoperișul, fii atent, am să-i fac acoperișul și... După aia, nu știu, cred că na, trebuie să fac niște chestii prin casă pe aici. Și mai trebuie să iau blocuri, bineînțeles. Deci... Mă, măcar avem și noi acum bani, suntem milionari în euro pe Minecraft. Măcar pe Minecraft. Bun, hai să fac câteva slab-uri d-astea, mulțumesc. Good one, my friend. Bă, să știi că n-arată rău casa mea. Bă, parcă. Sincer, nici a mea n-arată rău. Arată foarte rău. Serios sau zici la mișto? Glumesc, zic la mișto, chiar îmi place. Na, bun, deci, hai să vedem aici, să facem un pic de design, oameni buni, o să punem niște chestii de-astea. Aici cred că o să trebuiască să spargem, că nu prea avem ce face, asta e. Bun, și pe aici, perfect. Acum nu știu dacă... Stai, hai să spargă aici totuși. Așa, perfect. Punem masa de enșant aici, oameni buni. Și eventual prin partea asta să mai punem câteva pe sus. Cred că nu o să fie chiar masa de enșant de level da, 30, la, dar în la fine, mine vezi că e un stil mai rustic, bine. Să știi. Bă, chiar vreau să văd. Ok, avem și două ender chest-uri, uite, putem să punem unul aici și unul aici, perfect. Teracotă... prin partea asta am putea să punem blocurile alea de diamant, oameni buni. Pe aici, uite, să zicem ceva de genul ăsta. Să se vadă pe aici că avem diamante, boss. Păi și eu, dacă mai am nevoie de teracotă din asta și am nevoie de purple, ce fac? Păi, ți-ai culoare, gen, și îți faci direct, știi? Oh my god! Ok, ok, am pus un pat, un pat. În partea asta, oameni buni. Cred că ar trebui să facem și un pic de lumină pe aici, că parcă nu vedem nimic, oameni buni, nu-i bine. La mine e luminat totul. Punem unul de ăsta în perete și pe aici. Eventual și prin partea asta, dacă ești mai pune niște frunze, uite așa. Ok, avem și niște furnale de pus în casa asta, că totuși o să avem nevoie, oameni buni, deci o să punem și câteva pe aici prin perete. Aici iar ar trebui un pic de lumină. Stai să vă pun de... Uite, eventual aici, perfect. Și punem blocul ăsta înapoi, bun. Nu știu, punem niște pânză de paia și pe aici, habar n-am de ce, nu mă întrebați. Da, și eu fac chestii cât mai random, dar... Ai observat că gen totul random arată bine? Da, să știi. Oare pot să cumpăr lavă? Nu cred. Sau? nu cred că pot să cumpăr lava, adică totuși. Genocălea da, era șmecher. Da. Dar cred că pot să cumperi, mă, ești nebun? Nu, cel puțin n-am găsit. Nu văd pe aici nici... Okay. Pe niciunde, efectiv, lava. Bun, pe atunci facem altă chestie. Ce-am mai vrut să fac eu pe aici? Băi, eu sunt aproape gata, să știi. Da? Și eu, stai. O să punem unul de ăsta. Stai, că nu l-am luat. Ok. Luăm unul ăsta. De fapt, hai să iau mai multe aici, perfect. Pune unul aici, oameni buni. Îl lăsăm așa ca să putem practic să-l deschidem și toate astea. O să mai punem unul pe aici. Eu nu știu ce să mai fac la chestul ăsta, uite să...
Eu mi-am pus și blocuri de diamante prin casă, așa de flex. Genial. Genial. Ok, pe aici avem, nu cred că mai are rost să mai punem alte blocuri. Pe jos aș putea să fac ceva mai bun, să pun un mic covor, să zicem ceva. Dacă și, uite, o să luăm de aici niște lână. Să zicem, bine, o să trebuiască să ne facem noi lână, o să ne chinuim un pic, dar asta e acum. Păi de ce? Pentru că nu știu dacă avem lână. Avem lână? Bună întrebare, same, nu, dar nu cred. Păi na, atunci fac eu pe aici, am făcut eu lână oricum. Și punem așa un mic covor în casă, ca să fie bine, oameni buni, să avem covor, ce naibii. Așa casă de bogat și n-avem un covor. Doamne, ce bine arată! Da? Casa mea. Bă, ești curios, chiar ești curios să văd ce ai făcut pe acolo. Deci, o să mai iau câteva de astea și eventual ar trebui și niște flori aici. Avem și flori în casă, adică ce facem? Numai că nu știu de unde... Habar n-am de unde să iau... Shop? De fapt, hai că am o idee, oameni buni, ieșim și noi un pic afară și luăm de afară, nu mai putem să căutăm pe shop, că oricum o să dureze foarte mult. Ia uite, deja o floare aici, perfect, mulțumesc. Și încă una, bun, e gata, ne ajunge, oameni buni. Acum hai să mergem în căsuța noastră. Dacă te uiți așa, chiar nu pare acasă, sincer. Dar aici arată destul de ok. Curios oare dacă deschid, aș mai poți deschid asta. Cum făceam și eu să fie colorată chestia asta, ia. Așa oare? Nu știu ce zici. Să fac lână colorată. A, lol. Ok. Ok, pe aici, nu știu, mai punem. Nu mai știu crafting-uri, băi, same, băi. Am pățit. Chiar am pățit. Chiar în halul ăsta. Și nu mai știu ce să pun prin casă, ești nebun. Bă, eu mai am și gold pe aici, pe la mine. Da, aș putea să pun și niște gold. Punem niște chestii de-astea, oameni buni, ca să nu rămân așa urât. Pun, în rest, habar n-am ce să mai bag pe aici. Ia stai, shop? S-o date pe cineva la mine aici, cred că e owner sau ceva, nu știu. În fine, intrăm din nou pe shop. Aș putea să-mi iau niște blocuri de-astea, nu știu cât rost au. Hai să zicem că luăm unul de-ăsta. Și eventual îl spargem și pe ăsta de aici. Și eventual punem blocul ăsta la loc, așa. Și o să punem, uite, în partea asta, dar cred că nu așa, stai. Genial, serios că nu pot să... Așa, bun. Așa, și în partea asta punem unul de ăsta. Și să zicem că e ok, nu știu. Serios că nu merge. Hai de capul, bine, o să lăsăm așa atunci. Bun, păi asta eu cred că am terminat cu... Casa. Eu n-am terminat încă. Nu, bine, hai că mai fac și ceva afară atunci până termin și tu acolo așa. Ca să terminăm amândoi să fie bine. Ok. Deci pe aici, oameni buni, o să trebuiască o lopată. Să facem o chestie de aici și ceva de genul ăsta, nu știu. Să facem să arate mai bine locul ăsta. Bă, cam asta e ideea. Eu sunt cam gata și eu. Da? Ok. Vii tu la mine sau? Hai tu primul. Bine, stai așa. Bun, stai să închid aici, perfect. Mergem, dăm TPA la ASE, pardon. TPA accept. Ok, așteptăm acum un pic. Same, eu cred că răcesc, sincer. Oho, ce casă! Ești bun. Cred că vreau să văd. Mamă, băi, tare, e mov așa, nu știu. Da, e așa, e pe fain. Și uite, super, și blocurile de diamante, le-ai văzut? Am folosit astea și diamante și o grămadă de chestii. Da. Băi, bun, chiar îmi place. Hai și la mine acum. Ce notă îi dai, Seim? Nota 10 dau. TPA Seim 33. Trebuie să-ți dau și TPA Cept. Stai. Așa, perfect. Așteptăm să apară și ASE aici, să-i arătăm și căsuța noastră. Deci, aici așa din exterior vezi nu-i mai nimic, dar dacă cobori aici așa? Jos. Da. Oh my god. Și cam asta e. Bă, Sam, te-ai întrecut. Da, eu zic că tu ai câștigat. De data asta. Bă, nu știu, mi-e place și căsuța ta. În fine, în orice caz, oameni buni, spuneți voi în comentarii cine credeți că a câștigat. Sperăm că v-a plăcut episodul de astăzi. Aveți, bineînțeles, în descriere și serverul și la mine și la ASE în descriere.
Dacă vreți să veniți și voi aici, vă așteptăm să te pe secțiunea de survival, dacă cumva nu ați observat. Și da, toate cele bune, ne auzim la viitoare, la revedere, pa, pa! Pa.